Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine au regăsit. Sunt Alexandru Rotaru și începem Talk B1 în circunstanțe nemai întâlnite până acum în România. Din păcate, datele oficiale ne spun că Bucureștiul a depășit rata de infectare de 3,11 la 1000 de locuitori. Suntem în scenariul în care practic orice activitate non-esențială ar trebui insistată în conformitate cu protocolul în vigoare în aceste momente. Școlile trebuie să treacă în scenariul roșu. Este o ședință crucială la Ministerul Educației. Inspectorul școlar, ministrul Educației, dar și înalții oficiali se află în aceste momente în minister și încearcă să găsească soluții pentru copiii din București. Spuneau cei din Asociația Elevilor, circa 21% dintre copii nu au acces la educație în capitala României. Vorbim de cel mai important oraș al țării, bineînțeles, București, aici unde, din păcate, nu știm ce se va întâmpla exact. O ședință crucială și la minister, la guvernul României, acolo unde oficialii vor decide ce se întâmplă cu Bucureștiul în prima fază și, bineînțeles, cu întreaga țară, acolo unde rata de infectare crește alarmant de la o zi la alta. Vorbim despre dreptul la educație, vorbim despre pomenile în precampanie, pentru că în timp ce România se confruntă cu cea mai gravă criză din istorie, avem parlamentarii care sunt mai generoși ca niciodată. Au oferit majorări colosale în ceea ce privește pensiile și salariile și astăzi vin într-o ședință pentru a oferi și spor către profesori. Nu știm în ce circunstanță, pentru că mulți dintre ei vor fi obligați să treacă la învățământul online. Rata de incidență, reiterez, domnilor și domnilor, 3,11% la 1000 de locuitori în capitala țării, înseamnă că toate activitățile non-esențiale trebuie sistate, începând cu învățământul, restaurantele, dar și alte zone în care se pot produce aglomerări grave. Asistăm la o transmitere comunitară ce ne pune în pericol pe noi toți și, din păcate, măsurile încă se lasă așteptate. Vom vedea cum evoluează lucrurile, vedem în această emisiune ce se întâmplă cu drepturile și libertățile noastre, vedem ce se întâmplă cu educația și ce se întâmplă cu pomenele în precampanie, domnule și domnilor, alături de invitații mei de astăzi, și anume domnul Lavrin Covaci, avocat. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Mario Demețu, reprezentant PNL, bună ziua! Bună ziua! Prin Skype se alătură domnul Lucian Iliescu, senator PNV, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și domnul Florin Manole, deputat și reprezentant PSD, bună ziua! Bună ziua! Domnilor, mulțumesc tare mult pentru prezență. Suntem în circunstanțe pe care nu ni le-am dorit niciunul dintre noi, cu siguranță. Am ajuns în punctul care părea departe acum câteva luni. Nu ne-am fi gândit că o să avem o rată de infectare atât de acută în București și în întreaga țară. Domnule Covaci, pentru că am văzut foarte mulți oameni protestând pentru împotriva limitării drepturilor și libertăților tradiționale, primează în aceste circunstanțe dreptul la viață sau dreptul la libertate? E clar că suntem într-o situație specială. E clar că ceea ce în alte condiții și în alte vremuri puteam să exercităm fără nicio problemă, în momentul de față suferă. Și e clar că în momentul de față trebuie să ne gândim la multe, multe aspecte, inclusiv în ce măsură putem sau nu să mai organizăm alegeri parlamentare în data de 6 decembrie. Înțeleg că există dorință de o parte de clasa politică, dar totuși mai importantă este viața și sănătatea oamenilor. Cu siguranță în vară eram mult mai optimiști, cu siguranță în vară nu credeam că vom fi aici. Toată lumea spera că probabil după sezonul cald vom depăși acest moment, dar în momentul de față problema este și am discutat cu oameni de specialitate. Eu sunt avocat, am discutat cu medici. Problema este inclusiv faptul că suntem în sezonul rece și se poate combina acest virus mortal cu gripa sezonieră. Vom avea și părerea specialiștilor cât de curând aici, în direct pe B1 TV, doctorii care sunt în prima linie. Până atunci, domnule Demețu, nu știm în capitală câți oameni trăiesc. În capitala României anului 2020, noi nu știm câți oameni trăiesc în această minunată urbă. Pentru că spun cei de la INSP, spune chiar prefectul capitalei, că e posibil rata de incidență să fie mai mică, de fapt, pentru că noi nu știm exact câți oameni trăiesc în acest oraș și atunci nu putem veni cu o statistică oficială 100% sigură. Aici cred că este nevoie de o reglementare legislativă, pentru că, de exemplu, eu am locuit în Elveția o perioadă scurtă și în Elveția, dacă stai într-o localitate mai mult de 7 zile, ești obligat să te duci la primărie și să-ți faci rezidență pe acea localitate. Eu am stat 30 de zile într-o localitate, am fost obligat să-mi iau rezidență pe acea localitate, după care m-am mutat în altă localitate și la fel, în 7 zile a trebuit să fac același lucru. Deci aici cred că este nevoie de o reglementare legislativă, pentru că există o dinamică foarte mare și în ceea ce privește piața muncii în București și în rândul studenților. Foarte mulți dintre studenți nu își au rezidență în București, rămân cu buletinele acasă.
mulți dintre cei care vin să lucreze în București nu își fac buletin de București, inclusiv dintre studenți rămân și termină facultățile, după care mai avem un alt fenomen care iarăși cumva contribuie la această necunoscută, faptul că luăm ca zonă București Ilfov. Nu putem să luăm București și să separăm Ilfovul de el, cu toate comunele sau suburbiile bucureștene. Și vorbim de la Corbeanca până la Ciorogârla, din mai mult. Eu am prieteni care trăiesc în Lehliu Gară, spre exemplu, și au jobul în București. Da, și de la Ploiești se vine la București. Da, asta spun, de la Ploiești la București. Și atunci ce spunem? Un om care vine de la Ploiești la București și ajunge la ora 8:30 în București și pleacă la ora 8:30 înțelegem, seara. Există el de unde este? Specialist sau non-specialist, mai bine spus, fără neapărat diplome prin aparatul guvernamental în toate direcțiile sale, dar sunt convins că există oameni care știu să numere populația Bucureștiului, cel puțin. Vom ajunge în punctul în care vom ști care este rata de incidență coraborată la numărul real de locuitori, oare? Lucrăm cu datele pe care le avem, iar incidența o avem la cifrele oficiale din acest moment. Din nou, ca să avem un număr exact, oricum ar fi foarte greu să avem un număr exact, dar... A trebuit recensământ, ceea ce nu se poate în condițiile actuale și ultimul e vechi. Și o reglementare legislativă, da, din nou. Vom mai avem mult până departe cu certitudine. Domnule Iliescu, senator al României, sunteți și vegheați la respectarea libertăților fundamentale în această țară. Ce se întâmplă cu accesul la educație a celor 21% dintre copiii bucureșteni care nu au acces la mijloacele tehnice cu care să se poată conecta la aceste cursuri online? Nu știm dacă dumneavoastră, înțeleg că aveți colegi prin Ministerul Educației, secretar de stat, știți cumva ce se mai întâmplă cu acele tablete promise? Vă rog, domnule senator. Ce se întâmplă? Eu vreau să vă spun că eu, Lucian Iliescu, senator al României, pe data de 6 martie am cerut suspendarea cursurilor tuturor școlilor și universităților din România. Ce mă deranjează că nu am primit un telefon, și vă spun asta în calitate de părinte, în primul rând, tată a 5 copii, și chiar de senator al României ales poporului, un telefon nu am primit de la inspectorul școlar pe municipiul București, chiar de la un secretar de stat de la Ministerul Învățământului sau de la doamna ministru, care ne și cunoaște personal de ani de zile. În schimb, am primit telefoane de la toate televiziunile și nu numai, și instituțiile mass media din România, în care să-mi exemplific punctul de vedere. Școlile la vremea respectivă s-au închis pe data de 13 martie, la o săptămână. Ce s-a întâmplat? Vedem și noi că au fost unele măsuri luate în clipă. Nu am avut curajul să le spunem românilor, dragi români, de atunci, purtați măști în toate spațiile publice. Nici acum nu avem curaj să le spunem românilor. Eu asta aș face, dacă aș fi prim-ministrul țării și recomandul lui Ludovic Orban, masca obligatorie de când a ieșit din casă, toată ziua, peste tot pe unde mergi. Că ești pe stradă, că ești în un magazin, că ești peste tot. Noi trebuie să luăm măsuri acum, măsuri de prevenție. Sunt sigur de ce a spus mai devreme Mario Dumnezeu, ca așa este. Noi trebuie să luăm zona metropolitană București, Ilfov, nu doar Bucureștiul ca și tot. Dar oricum, când ajungi la aproape 4.000 de infectări în fiecare zi, atenție, în acest virus se moare. Dacă acum 6 luni de zile vedeam în jurul nostru, întrebam, băi, dar tu cunoști pe cineva bolnav de COVID? Și spuneam, bă, nu cunosc. Am văzut și eu la televizor că există. Acum, astăzi, în luna octombrie, la 6 luni de zile, am prieteni. Am prieteni care sunt și acum în spital bolnav de COVID, cunoștință, și cunosc oameni care au murit din acest virus. Din păcate, cred eu, cam toți cunoaștem, cel puțin o persoană care a decedat din cauza. Din păcate, spuneam, cunoaștem cam toți, cel puțin cei de aici, o persoană care a decedat în urma infecției cu noul coronavirus. Deci să moare. Guvernul trebuie să ia de îndată orice măsură pentru încât să protejăm populația. Că nu facem alegeri parlamentare pe 6 decembrie, mai puțin important. Chiar e cel mai neimportant lucru. Dacă avem alegeri parlamentare sau în anul ăsta, important la ora asta este protejarea populației României, că noi vedem, sistemul medical
Și o să spună medici, ar trebui să iasă să spună că este în colaps. Sunt spitale întregi transformate în spitale COVID, care în mod normal acolo veneau pacienți, doctorii aveau pacienții lor. Cum mai vin? Că nu mai au voie. Un om, dacă vrea la ora asta și nu are copii să se consulte, nu se mai poate duce în spitalul care de ună zi sau acum, până acum 6 luni de zile se ducea la control. Că spitalele au fost transformate în spitale tampon sau spitale COVID. Ce se întâmplă? Sistemul 112 la fel. Este asaltat de telefoane. Distracția mare cu ghilimele de rigoare abia urmează, pentru că vom avea mii de cazuri de gripă și viroză în următoarea lună, ne avertizează specialiștii, și atunci riscăm să asistăm cu toții neputincioși la o colapsare a sistemului de urgență din România, dar sperăm noi să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Până atunci, domnule Manole, dincolo de aceste legi generoase pe care le face partidul pe care le reprezentați în Parlamentul României, înțelegem cu sprijinul direct al colegilor dumneavoastră din UDMR și nu doar, dincolo de pomeni, ca să le numim cum sunt, oare ar fi binevenită și o legislație punitivă mai drastică în ceea ce privește nerespectarea normelor privind combaterea bolilor înalt contagioase în România? Pentru că avem acea lege 136, ciopârțită, un amendament depus printr-un sertar în Parlament. Pare că nu funcționează lucrurile cum trebuie în aceste momente. Înainte de a răspunde aceste întrebări, dați-mi voie să spun două cuvinte și despre cele discutate anterior, pentru că mi se pare foarte important ca cei care ne urmăresc să știe că și PNL, și PNP, și USR sunt parte a coaliției care guvernează acum, așa că orice discurs aparent de opoziție al PNP sau al USR este, după opinia mea, un mod de a intervenire. V-am ascultat, ascultați-mă, vă rog. Ce vreau să spun este că nu ai dreptul ca parlamentar sau ca membru al PNP sau al USR să spui că guvernul nu face bine, pentru că de câte ori vine guvernul în Parlament cu ceva sau venim noi cu o moțiune, PNP și USR votează cot la cot cu PNL. Deci ca să fie lucrurile împărțite. Asta pe de-o parte. Ca să spunem și mai clar, doar o secundă vă întrerup, a votat și PSD-ul cot la cot tot cu PNP și USR la investirea guvernului, spre exemplu. De dragul realităților istorice. Cu scuze de rigoare, domnule Manole, trebuie să vă întrerup doar o secundă. Promit că revenim la discuție. Este în legătură telefonică directă cu noi domnul Radu Țincu, unul dintre specialiștii care a fost în comunicare permanentă cu noi și luptă în prima linie cu noul coronavirus. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Nu au venit încă cifrele din partea grupului de comunicare strategică. Înțelegem că șeful de la grupul de comunicare strategică are o problemă în ceea ce privește studiile, dar sperăm noi că nu îi impietează cu nimic desfășurarea lucrurilor din acest punct de vedere. Domnule Țincu, 3,11 pe București în aceste momente. Trebuie să ne asumăm măsuri nepopulare și să renunțăm la aceste mănuși de catifea pe care le folosește premierul, ministrul sănătății, președintele țării, în condițiile în care lucrurile nu stau deloc bine? Spuneam și aseară într-o intervenție tot la dumneavoastră că eu cred că acest 3 la mie s-a depășit de mult, era doar o problemă de confirmare și trebuia doar să avem ceva mai multe date și mai multe teste ca să ne dăm seama de acest lucru. Însă când privim aceste cifre, nu trebuie să le privim doar ca acele cifre prezentate în fiecare zi la ora 13, dezumanizate. În spatele acestor cifre sunt oameni care se îmbolnăvesc, sunt oameni care au nevoie de spitalizare, sunt oameni care ajung în terapie intensivă și sunt oameni care mor. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima săptămână în București, peste 2500 de pacienți au îmbolnăvit pe parcursul acestei săptămâni. Acești pacienți trebuiau să fie evaluați de către medici, o parte dintre ei au fost internați, iar unii vor dezvolta în zilele următoare simptome și semne severe de boală care îi vor duce în terapie intensivă. Cred că așa trebuie să privim lucrurile în momentul în care ne uităm la aceste cifre și să înțelegem că va trebui să luăm deciziile cele mai bune, chiar dacă ele sunt nepopulare și sunt într-un an electoral în care mai avem o rundă de alegeri în luna decembrie, dar aceste decizii trebuie luate în timp util, pentru că dacă vor fi luate tardiv, cel mai probabil vor produce efecte foarte greoaie și de foarte multe ori, cum s-a întâmplat în toată Europa în această pandemie, atunci când au întârziat aceste decizii, sistemele de sănătate au fost îngenunchiate, iar oamenii au murit fără a mai putea fi tratați. Domnule doctor, renunțând la mănușile de catifea, trebuie să închidem Bucureștiul? Cred că momentan primul lucru pe care trebuie să-l facem este să instituim anumite măsuri de restricție.
restricție pe acele zone care nu sunt esențiale vieții noastre. S-a discutat foarte mult despre închiderea orașelor, cât este de eficientă. Este evident că din punct de vedere epidemiologic acest lucru este eficient, însă după un an de pandemie, jumătate de an de pandemie, este foarte greu din punct de vedere social și economic să iei o astfel de decizie. Cred că trebuie să împărțim oarecum activitatea orașului în activități esențiale care sunt necesare pentru desfășurarea activităților economice și cele care nu sunt esențiale. Pe aceste zone de activități care nu sunt esențiale, cred că trebuie impuse restricții, pentru că de cele mai multe ori activitățile neesențiale sunt cele care implică socializare și aglomerare urbană. Lucru care cred că s-a și făcut. Al doilea element probabil că va fi determinat de purtarea măștii de protecție în spațiile deschise aglomerate, care reprezintă o măsură adoptată deja de unele capitale europene și care ar putea limita transmiterea bolii. Dar dacă evoluția nu va fi controlată prin implementarea acestor măsuri sanitare, iar populația nu va respecta aceste măsuri sanitare și că vor autoritățile și că populația nu vrea să accepte astfel de măsuri, la un moment dat, când se va atinge punctul critic, carantina va reprezenta ultima soluție, dacă nu dorim să asistăm la oameni care vor muri în fața spitalelor. Suntem departe de acest punct îngrozitor, domnule doctor, pentru că ne avertizau colegii de dumneavoastră. Nu departe este momentul în care în acest ritm vom ajunge la recorduri colosale din categoria 10.000 de persoane pe zi infectate. Nu suntem departe. Transmiterea este foarte accelerată. Populația se comportă într-un mod foarte ciudat. Suntem la 6 luni, 7 luni de la această pandemie și ne comportăm ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Viața noastră dorim să continuăm într-un mod normal, să socializăm la fel ca înainte, să mergem la petreceri și să fim alături de aglomerări urbane, fără să ne punem problema că virusul este prezent în societate și este prezent chiar lângă noi. Pentru că la un astfel de grad de accelerare a pandemiei în București, este foarte probabil ca oamenii cu care ne întâlnim pe stradă să fie pozitivi și care să nu știe acest lucru și să ne poată îmbolnăvi. Eu cred că cel mai rațional lucru ca să nu se ajungă la măsuri de carantină impuse de către autorități este ca fiecare dintre noi să încerce să-și limiteze cât mai mult deplasările inutile, contactele interumane inutile, zonele aglomerate și cred că în acest fel am putea să evităm o carantinare impusă de către autorități. Bun, o ultimă întrebare, domnule Țincu. Cât de mult vă ajută pe dumneavoastră, cei care vă riscați viața zi de zi, intrând în secțiile în care sunt internați bolnavi cu noul coronavirus, aceste bâlbe politice, că altfel nu am cum să le numesc, acest tango neînțeles, ciudat, între autorități publice centrale și locale? Pentru noi nu cred că, să spunem, producem un efect fie pozitiv, fie negativ, însă pentru populația generală, toate aceste discordanțe dintre diferitele autorități ale statului sau diferite decizii care ulterior sunt revocate, nu fac decât să crească gradul de dezorientare, pe de o parte, și pe de altă parte gradul de neîncredere al populației în deciziile care se iau la nivel central. Cred că trebuie să discutăm în acest moment de decizii convergente care să nu realizeze această scindare a societății în tabere pro și contra pandemiei de coronavirus. Vă mulțumim foarte mult, domnule Țincu, pentru informațiile aduse. Sperăm noi să fie auziți și cei care trebuie să audă, pentru că ține de sănătatea noastră. Continuăm cu informații de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Acum a venit comunicatul oficial din partea principalului palat din țară, Palatul Cotroceni, ne anunță că președintele țării va susține o conferință astăzi la ora 13 la Palatul Cotroceni, o conferință cu ora 19, doamnelor și domnilor, iertați-mă, marți 13 octombrie, ora 19, președintele Klaus Iohannis în direct pe B1 TV, conferință cu siguranță care va reflecta și situația în care ne aflăm acum, un moment crucial, din păcate, pentru România și trebuie să hotărâm dacă avem puterea să ne asumăm măsuri nepopulare. Ora 19, președintele țării în direct pe B1 TV, reiterez, doamne și domnul, revenind după o foarte scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, situație îngrijorătoare în București și în întreaga țară. Pandemia de coronavirus pare că pune stăpânire pe realitățile cotidiene, în timp ce în Palatul de Fildeș, numit Palatul Parlamentului, realitățile stau puțin altfel. Sunt primari care depun eforturi colosale să găsească soluții pentru a finanța unitățile de învățământ,
sunt și tot ce înseamnă spațiu public cu dezinfectant, mărci, pe de altă parte, în Parlament se dau bani cu nemiluita către aproape oricine cere. Domnule Manole, v-am întrerupt înaintea intervenției domnului Țincu, cu scuze de rigoare, iarăși vă rog. Da, în primul rând vreau să protestez, cred că nu e un cuvânt prea mare. Puteți, suntem în democrație. Sigur, avem un dialog decent, nu vă imaginați altceva, să protestez față de termenul pomeni. Pentru că eu cred, și sigur, dumneavoastră sau oricine altcineva poate să creadă orice, e o țară liberă, eu cred că pensiile nu sunt pomeni, iar banii pentru profesori nu sunt nici ei pomeni. Dacă vreți, vă explic pentru fiecare în parte de ce nu cred asta, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vă referiți la primarii care nu au bani, exact în acest context al documentului votat de către noi în Parlament referitor la rectificarea bugetară, să știți că el nu se referă, rectificarea bugetară respectivă, între amendamentele Partidului Social Democrat, nu au fost doar cele referitoare la pensii și la alocații, ci au fost inclusiv amendamente care au trecut și care sunt votate deja și sunt la promulgare, amendamente referitoare la bani pentru administrațiile locale. Pot să vă dau și cifrele dacă vreți. Deci nu a fost o mișcare în Parlament irresponsabilă din niciun punct de vedere aceasta despre care vorbim acum. Aceasta este opinia mea și noi, chiar dacă, sigur, pot să existe oameni cu alte opinii, noi o să ne menținem ferm opinia că în legătură cu pensiile, legea trebuie respectată, așa cum a zis de mai multe ori guvernul că va face, trebuie să o facă. Credem că este nevoie. O să vă dau un exemplu foarte important referitor la această chestiune cu profesorii care trebuie să primească banii despre care vorbim. Iarăși, de ce nu sunt pomeni? De exemplu, un angajat din privat, în momentul în care s-a dus acasă, în telemuncă, conform codului muncii și conform și realităților, a primit mijloacele tehnice sau a trebuit să primească mijloacele tehnice necesare de la angajatorul său, de la firma respectivă. Un laptop, de exemplu, sau, eu știu, o tabletă, cum își desfășoară activitatea fiecăruia după specific. Ei bine, în legătură cu profesorii care merg în învățământ online, de exemplu... Domnule Manole, trebuie să vă întreb, din păcate, iarăși, pentru o foarte scurt moment, dincolo de etimologia cuvântului și chintesența pomenii în România, pentru că ne plac de foarte multe ori, avem în acest moment 651 de români internați în secție de terapie intensivă în întreaga țară. Avem 3109 persoane confirmate pozitiv în 24 de ore și, din păcate, 68 de români au pierit în 24 de ore în lupta cu noul coronavirus. Vorbim despre realități îngrozitoare în aceste momente, în condițiile în care sistemul medical este așa cum este, girat de către partidul pe care îl reprezentați și de către Partidul Național Liberal și de alte partide care au fost la guvernare în ultimii 30 de ani, dar majoritar, statistic vorbind, partidul pe care îl reprezentați a fost cel care a oblăduit sănătatea din România, da? Am avut atâtea scandaluri de șpăgi și de mită și de ce vreți dumneavoastră, fără să intrăm iarăși în etimologiile cuvântului, încât mi-e greu să văd acum bunăvoința unora sau altora. Vorbim de o Românie care trebuie să supraviețuiască, cu o inflație care ne ia prin surprindere iarăși că avem cheltuieli colosale în combaterea pandemiei și dumneavoastră ne spuneți acum că nu este o pomană, într-adevăr, vin într-o familie de profesori, cunosc foarte mulți profesori și fac o muncă colosală oamenii aceștia, fapt pentru care îi felicit, dar 2000 de lei indemnizație, avem sporurile pentru cadrele didactice, avem creșterea pensiilor și salariilor. De ce, domnule Manole, nu ați indicat sursa finanțării? Renunță Partidul Social Democrat, poate și Partidul Național Liberal și PMP-ul la indemnizație de partid, care înseamnă milioane bune de lei. Sunteți sigur că ați văzut documentul pe care l-am votat în Parlament? Pentru că la articolul 3 explicăm de unde vin banii. Referitor la pensii, de exemplu. Da. Și la salariile profesorilor? Da. Vedeți dumneavoastră în ce fel discutăm, în care sunteți foarte convins că nu am făcut un lucru și eu vă dau și articolul la care am făcut acest lucru. Pe de altă parte, ați spus referitor la situația sistemului sanitar românesc că este una dificilă. Este adevărat. Dar uitați-vă la faptul că medicii de familie
sau sindicatele din sănătate care au intrat în grevă japoneză acum câteva zile, explică foarte clar care sunt problemele actuale în contextul coronavirus. Iar materialele de protecție, măști și așa mai departe, nu sunt, domnule, și nici ceilalți invitați, nu sunt obligația opoziției, sunt obligația guvernului care trebuie să facă achiziții, eventual achiziții prin care să nu fure cum s-a întâmplat la Unifarm. Că de-aia l-a luat DNA-ul pe omul ăla de acolo. În fine, o să vedem cât este de vinovat, dar cred că este evident pentru toată lumea că e o mare problemă cu achizițiile respective. Deci nu pentru faptul că acum 10 ani sau acum câțiva ani sau când vreți dumneavoastră a fost un ministru al sănătății de la PNL, de la PSD sau de la UDMR. Domnul director, dar la Unifarm era votat de PSD, din ce știu. Spitale. Domnule Manole, mai uitați-vă o singură propoziție și mă opresc. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu scandalul dintre medicii de familie și consilierul primului ministru. Consilierul primului ministru, care nu este deloc PSD, ci este PNL, a spus că, cum au și citat sindicatele, a spus că unii medici mai și mor în linia întâi. Doamne, cinism incredibil, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în sistemul sanitar. Revenind după o foarte scurtă pauză de publicitate, poate aflăm și de unde apar 7 miliarde de lei în 2020 doar pentru majorările votate în Parlament. Nu sunt nici de partea PNL-ului, nici de partea PSD-ului, sunt de partea dreptății până la urmă. Ați operat cu termeni destul de grei, revenind după o foarte scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, etimologia cuvântului pomană, cheia dezbaterii de astăzi, conform DEX, înseamnă binefacere. Deci, dacă nu le numim binefacere, domnule Manole, sper că sunteți mai încântat de acest termen. Până atunci, pentru că am promis de fiecare dată să aducem specialiști în direct, domnul Augustin Zegrean, președintele, fost președinte al CCR, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Zegrean! Bună ziua! Oferă Parlamentul binefaceri, ca să nu le numim pomeni, destul de multe în ultima perioadă. Spune guvernul Orban... Parlamentul totdeauna. Parlamentul nu-i pus acolo să chinuie oamenii, îi pus să ierte. Iată, mulțumesc tare mult pentru ajutor, domnule președinte. Atacă Partidul Național Liberal astăzi la CCR legea pensiilor și... nu știu dacă ne auziți foarte bine. Alo? Da. Atacă Partidul Național Liberal de legea pensiilor majorate cu 4... Am avut o defecțiune telefonică, pare că vom reveni în legătură cu domnul Zegrean. Până atunci, domnule Iliescu, dumneavoastră nu sunteți astăzi în Parlament, din ce înțeleg, deci nu asistați la votul din Parlamentul României. De ce nu doriți să faceți binefaceri? Da, nu știu dacă ne auziți, domnule Iliescu. Așa, are... V-am auzit perfect. Perfect, imediat ajungem la dumneavoastră. Domnule Zegrean, încercam să aflăm de la dumneavoastră cât de oportună este ideea național-liberalilor de a ataca la CCR legea pensiilor și salariilor. Păi nu știu care legea pensiilor și salariilor. A fost modificat în comisie, la ultima rectificare bugetară, a fost modificat de către majoritatea parlamentară. Da. Această majorare care era prin lege... Legea de respingere a ordonanței. Cumva da, da. Da, este legea de respingere a ordonanței prin care s-a stabilit că se mărește pensia numai cu 14%, nu da. Cu 40%, da? Da. Au șanse să o facă la curte, de nimeni nu poate opri să atace la curte o lege. O să se supere poporul, o să facă lumea, o să fie mâinată pe ei, dar... trebuie să aștepte rezultatul de la Curtea Constituțională, la Curtea va da o soluție. Nu știu care va fi soluția, dar speranțe să treacă o astfel de sesizare sunt mici, pentru că nu există niciun motiv care să împiedice Parlamentul să respingă o ordonanță de urgență. Deci Parlamentul este obligat să ia în analiză toate ordonanțele, inclusiv cele de urgență, chiar într-un termen special acestea de urgență, și Constituția spune că Parlamentul admite sau respinge ordonanța printr-o lege. În situația în care prin lege se respinge ordonanța, Parlamentul poate să stabilească și ce se întâmplă cu efectele pe care ordonanța deja le-a produs. Deci nu e prima dată când sunt într-o astfel de situație, nu este o premieră. Premiera este cu pensiile, dar pe și pe pensii a avut curtea foarte multe decizii, a pronunțat curtea pe pensii. Poate da și de acum, de data asta, o decizie înțeleaptă. Bun.
Domnule Zegran, și în aceste condiții beneficiază legea de prezumpție de constituționalitate? Adică guvernul trebuie să pună în aplicare legea votată în Parlament? Astăzi suntem în situația în care legea pensiilor a fost modificată prin această ordonanță. Pentru că ordonanța spune că, deci legea spune că pensiile se măresc 40% de la 1 septembrie, ordonanța vine și spune nu se măresc cu 40%, se măresc mai cu 14%, de atâta poate țara. În vigoare este ordonanța și în baza acestei ordonanțe cred că s-au plătit deja pensiile pe luna septembrie, majorate cu 14%. Dacă curtea va spune că legea care a respins această ordonanță este neconstituțională, vom merge în continuare cu ordonanța, cu majorarea de 14%. Dacă curtea va spune că legea este neconstituțională, este constituțională, legea va merge la promulgare la președintele României, după promulgare ea va deveni obligatorie. Deci, în definitiv, ideea care trebuie să ne rămână întipărită este că trebuie să așteptăm o decizie a Curții Constituționale. Da, nu numai decizia Curții, trebuie așteptată și promulgarea legii după decizia Curții. Domnule Zegran, vă mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Vom vedea cum se vor raporta și cei din Parlament și cei din Guvern la explicația dumneavoastră. Domnule Manuel, mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne revedem de la fix, domnilor și domnilor, rămâneți alături de noi. Tu mi-ai salvat viața.